Bună, Diana, și bine te-am găsit! Bună, Alex! Dragilor, pentru cei care vedeți acest material, cu Diana deja am lucrat în Startup Buck în ediția a 5-a și ne vedem astăzi să ne povestească cum a fost pentru ea tot parcursul din Startup Buck și ce notă a luat în Buck-ul de la Român. Am aflat de Startup Buck de pe o publicitate de pe Instagram în care făceai un anunț despre webinarele pe care le vei ține și mi s-a părut din prima foarte interesant noua abordare de o meditație, să spunem, mai informală, mai personală chiar, fiind fiecare acasă la el prin Zoom, te simțeai mult mai comod în ambientul tău personal și a fost mereu în cadrul webinarelor cu o atmosferă de familie, în care nu ți era frică să pui orice întrebare, să faci vreo observație dacă era nevoie. Mereu a fost un vibe așa plăcut, în care știi că nimeni nu te judecă, nimeni nu o să te certe. Da, o experiență Bine. Foarte drăguță, m-a ajutat foarte mult. La BAC am luat top 20. Excelent. Hai că o luăm cu începutul, Diana. În primul rând, cam cum m-ai descoperit tu pe mine? Că-s foarte curios. Da, păi prin media online. Mi-a apărut pe Instagram un ad. Ok. Uite, susțin, vrei să iei bancul cu 10 la română? Vino la mine, susținem webinarele astea gratuite de probă și am intrat pe primul webinar acel gratuit, am văzut cum se desfășoară și mi-a plăcut. Foarte tare, bravo, bravo, Diana. Super tare. Tu faci meditații în trecut sau ai mai lucrat în trecut cu ceva? Nu, deloc. Bun. Și atunci te întreb în felul următor, cum e convins pe ei să te lasă să te înscrii în curs? Le-am zis că este o nouă abordare, nu este clasicul profesor de la clasă care are deja o anumită metodă deja întâlnită peste tot. Am zis că, uite, băiatul ăsta tânăr, de apropiat de vârstă cu noi, a trecut și el acum câțiva ani prin asta, are materialele structurate în așa fel încât să fie mai ușor pentru noi de înțeles. Și ai mei au fost de acord când au auzit părțile astea noi și bune în același timp. Pentru curs. Da, pentru curs. Foarte tare, super. Bun, ce mai vreau să întreb, Diana? Dacă ar fi să dai timpul înapoi, te-ai mai înscris în Startup Buck? Da, clar. Da? Clar. Da. Super. Fără îndoială. Fără îndoială. Bun. Ok. Ce parte te-a ajutat cel mai mult în cadrul cursului? Sau ce părți? Suportul, cred. Fiind ca o comunitate, suportul primit și posibilitatea de a vorbi cu atâtea persoane și de a fi ajutată, de a primi sfaturi. Asta m-a ajutat, cred că, cel mai mult, motivația asta și ajutorul primit. Excelent. Foarte tare. Ce îi spune tu acum unui elev care poate în clasa 11-a, poate în clasa 12-a, poate vrea și el să înscrie în Startup Buck, dar poate nu știe cum să-i convingă pe părinții lui? Ce crezi că ar trebui să știe? Cu siguranță este o experiență care te va ajuta. Este vorba de foarte, foarte multe persoane care sunt dedicate și se află aici ca să te ajute, în primul rând. Se modelează în funcție de nevoile tale. Fiecare om beneficiază de un ajutor în funcție de cum are nevoie. Dacă trebuie să lucrăm mai mult pe partea asta, pe partea asta vom lucra. La modul ăsta este toată, cum să zic, tot programul, tot cursul te ajută fix pe cum ai nevoie tu. Și e un curs foarte personal, cum am zis, nu este o meditație formală pentru părinți. Poate la început o să sune, na, nu sunt obișnuiți cu online-ul, dar pentru noi este mult mai ușor, în primul rând, și din timpul tău, nu trebuie să te mai deplasezi nicăieri, e totul de la tine din cameră. Ai cursuri online și poți să intri să le revezi în continuu dacă ai nevoie. De câte ori îți trebuie ca să ți intre în cap? Corect, 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 corect. Super. Diana, mă bucur din suflet. Cum ar fi să descrii într-un singur cuvânt Startup Buck? Cum a fost pentru tine? Într-un singur cuvânt, unic. Unic? Unic, da. Super, Diana. N-am mai trecut prin asta până acum. Mă bucur mult. Diana, te felicit. Mă bucur din suflet că am lucrat. Și la fel. Am un mesaj pentru tine. Dacă vezi clipul ăsta și ești în a 11-a, 12-a și vrei să lucrăm împreună pentru Buck-ul de la română, dă un click pe linkul de mai jos și hai în Startup Buck și tu să lucrăm mai ușor la română. Diana, felicitări. Și hai să-i spargem la bag.
Hai să-i spargem. Super, Diana.